Bună ziua, dragi frați și surori! Sunt Adrian și mă aflu aici împreună cu fratele Joseph, cu Angela și cu Dora, ca să înregistrăm, mai bine zis, să facem un studiu biblic foarte detaliat despre Cartea Apocalipsei. Vom începe astăzi cu capitolul 1, un studiu foarte interesant. Haideți să vedem ce ne va descoperi despre Cartea Apocalipsei, o Carte Apocalipsei care mulți doresc să o înțeleagă. Așa că eu voi traduce acest mesaj din italiană în română. Haideți să fim atenți și rugați-vă pentru mine să pot să traduc bine. Domnul să ne ajute. Amin. Dragi frați, bine ați venit la unul dintre studiile cele mai profunde, cele mai complexe și cele mai detaliate despre Cartea Apocalipsei. E o carte care ne explică viitorul umanității. Suntem aici cu fratele Joseph. Domnul să binecuvinteze și pe tine. Știu că ai studiat Cartea Apocalipsei mai mult de 40 de ani. Astăzi vei împărtăși cu noi din cunoștința ta și înțelegerea ta care Domnul ți-a dat-o ca să înțelegi profețiile cărții Apocalipsei. Ce conține acest lucru? Înainte ca să încep, vreau să te întreb cum tu ai primit de la Domnul această înțelegere, această înțelepciune ca să înțelegi și să poți să explici cu Biblia însăși. Uite, secretul este, spune fratele Joseph, nu că sunt secrete, dar în cazul meu, este o dragoste pe care Domnul mi-a pus-o în inimă pentru cuvânt, pentru Domnul, care m-a împins, m-a inspirat să o studiez tot mai mult și câteodată mă duceam la un lac, la mare, în timp ce frații notau, nu întotdeauna. Eu stăteam la umbră și studiam Biblia, Cartea Apocalipsei, Cartea lui Daniel. Pasiunea mea a fost să fac studii biblice. Și Domnul mi-a dat ungerea și a început să crească tot mai mult. Nu a fost unul care mi-a pus mâinile peste mine și m-am trezit dimineața că am știut totul. Nu. A fost ca și un picamăr ca să sparg celor ce așa am făcut și eu. Am început să sap adânc, adânc, adânc ca să înțeleg. Dar tu, faptul că înțelegi acest lucru, să legi toate pasajele din Biblie, Biblia este așa a fost făcută, spune fratele Joseph. Mulți explică Biblia cu opinii, eu cred, Domnul mi-a revelat. Da, Dumnezeu ne revelă lucruri, ne descoperă, dar întotdeauna trebuie să fie bazat pe Biblie. Duhul Sfânt niciodată nu ne va călăuzi într-o revelație care nu va fi bazată pe Biblie, ca să-ți dea scripturi, mie îmi place să le citez aceste scripturi și să fiu bazat pe Biblie. Cum știi și cum știai să te legi cu cum să faci legătura între Daniel și Cartea Apocalipsei? Simplu, nu este că m-am specializat într-o carte, îmi place toată Biblia, pentru că toată Biblia este ca un edificiu, ca o casă, care are nevoie de o structură, de fiecare structură, de fiecare lucru, fiecare detaliu, ca un ceas, care, de exemplu, un ceasornicar nu poate să spună că eu sunt specializat doar în această parte. Nu. El înțelege totul despre ceas ca să poată repara. Nu poți să fii un bucătar care să fii specializat doar într-un anumit condiment, într-un anumit... Nu, trebuie să faci totul împreună, să cunoști toate, să ai o cunoștință generală. Un om care merge cu taxiul trebuie să știe nu numai să apese pe accelerație sau pe pedala de la frână, ci în toate. Deci Domnul te-a ajutat să colectezi toate aceste lucruri împreună. Da, Duhul Sfânt te călăuzește. Nu este că tu iei nu este că tu atingi Biblia și totul tu deja cunoști totul, nu, picătură cu picătură, dragostea și credincioșia pentru cuvânt te va ajuta să crești pas cu pas în aceste lucruri. Îți mulțumesc, frate Joseph, pentru că împărtășești cu noi aceste lucruri. Domnul să te binecuvinteze. Dar înainte ca să începem cu explicațiile, frate Joseph, vreau să te întreb. Mulți zic că este o carte simbolică, că nu are nimica cu profețiile, că este plin de simboluri și are nimica cu viitorul. Nu are nicio legătură. Mulți nu înțeleg, zice fratele Joseph. Și pentru că nu înțeleg, exact ca și cum cer la un fascist despre comunism, este totul greșit. No, știi cum e, politicienii se acuză unii pe alții. Corect sau incorrect, o fac. Eu dau ca un exemplu, unul crede într-un lucru și atunci pentru el celălalt lucru nu valorează nimica.
De exemplu, cartea Apocalipsa, dacă o studiezi bine și vei vedea că este legat cu, conectat cu toate celelalte prorocii, ca și Daniel, și nu numai Daniel, sunt alte cărți. Îți dai seama că Dumnezeu n-a pus acest lucru în Biblie doar ca să fie acolo fără să nu înțelegem nimica. Nu, a pus-o acolo pentru că vrea să ne descopere acest lucru. Dar sunt multe lucruri, ca și de exemplu fiara, de exemplu cuvântul fiară este un lucru simbolic. Ia, este un simbol, dar îți arată o realitate, pentru că Dumnezeu îl vede ca și o fiară. În modul spiritual. De exemplu, ca și un Hitler, ca faptul că a fost adorat de către germani, Germania nazistă. Tot așa, anticristul acesta va fi o fiară, o fiară satanică, care va fi adorat de oameni, dar este văzut din punctul de vedere al lui Dumnezeu că este ca o fiară. Din alte versete vom înțelege ce înseamnă aceste simboluri. Nu cu teorii, nu cu interpretări carnale, cu mintea carnală, nu. Fiecare religie interpretează cum, în modul lor, și niciodată nu ajung la punctul concret. Haideți să începem cu primul capitol. Înainte să începem, vreau să întreb pe frați să aibă răbdare, pentru că limba italiană pentru mine este un pic, nu o cunosc foarte bine, așa că vă rog să aveți răbdare cu mine și cu accentul pe care l-am eu. Domnul să binecuvânteze, spune fratele Joseph. Hai să vedem în primul capitol. Cu italiana ta, care nu este așa de rea. Hai să începem de la versetul 1, capitolul 1, versetul 1. Apocalipsa, capitolul 1, versetul 1. Descoperirea lui Iisus Hristos, pe care l-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând, și le-a făcut-o cunoscut, trimițând pe îngerul său la robul său Ioan. Deci această carte cum se numește? Cartea Apocalipsei. Dar cum spune Biblia? Apocalipsa, descoperirea cărții Apocalipsei, scrisă după Ioan, pentru că Ioan a primit-o. Nu este Apocalipsa lui Ioan, este Apocalipsa lui Iisus Hristos, pentru că El a dat-o lui Ioan. Deci este a lui Iisus, de fapt. Deci, Dumnezeu a făcut-o cunoscută lui Ioan. De exemplu, în engleză spune, este cartea The Revelation Book, care înseamnă revelație. În italiană a luat cuvântul greacă, care este Apocalipsa, care înseamnă revelație, pe care Iisus Hristos a dat-o, deci revelația lui Dumnezeu, descoperirea lui Iisus Hristos, care a dat-o lui Ioan. Deci, practic, e Apocalipsa, e revelația lui Iisus, nu revelația lui Ioan. Versetul 2. Care a mărturisit despre cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Iisus Hristos și a spus tot ce a văzut. Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Deci, haideți să apreciem lucrurile pe care Domnul ne spune. Cum se face că Domnul a spus că timpul este aproape, căci vremea este aproape, și de 2000 de ani se spune același lucru? Și cum se face că a trecut 2000 de ani și încă nu a venit? Și cum, de ce a spus Iisus că este aproape? A făcut Iisus o greșeală? Nu. Tu spui prin credință? Nu. Dar haideți să vedem. Prorocia aceasta din cartea aceasta este evenimentele care vor fi descrise aici sunt deja începute în acea epocă din 2000 de ani, incluzând necazurile și morțile și de care cartea vorbește. De exemplu, suferința pe care a avut-o biserica din Smirna, în capitolul 2 vom vedea. Toate aceste lucruri au avut loc atunci, imediat, după ce Iisus a dat această prorocie.
De lucrurile despre care vorbește cartea aceasta s-au început deja de atunci. Hai să vedem versetul 4. Ioan către cele 7 biserici care sunt în Asia, har și pace vouă din partea celui ce este, celui ce era și celui ce vine. Și din partea celor 7 duhuri care stau înaintea scaunului de domnie. Și din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel dintâi născut din morți, Domnul împăraților pământului, a lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele său. Deci, vedem aici că în versetul 4 că spune că sunt 7 duhuri înainte lui Dumnezeu. Noi întotdeauna vorbim despre Duhul Sfânt. Aici vorbește despre 7. Noi știm doar un duh care este Duhul Sfânt. În Apocalipsa 5:6 și la mijloc între scaunul de domnie și cele 4 făpturi vii și între bătrâni am văzut stând în picioare un miel. Părea junghiat și avea 7 coarne și 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu trimise în tot pământul. În Apocalipsa 5:6 am citit acest lucru. Coarnele sunt simbolul puterii și spune că sunt 7 duhuri. Cum spui că sunt 7 duhuri dacă este doar un singur duh, Duhul Sfânt? Aceste duhuri fac parte din Duhul Sfânt. Într-o zi stăteam și mă rugam și ceream Domnului, care sunt aceste 7 duhuri? Și Domnul mi-a spus în același capitol, capitolul 5, și eu cred că s-ar putea să fie acestea. Nu sunt dogmatic în acest lucru, nu pot să spun cu certitudine, dar eu asta cred. În versetul 12, în Apocalipsa 5:12, aici vedem care sunt cele 7 duhuri. Hai să începem de la 11. Versetul 11. M-am uitat și în prejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de 10.000, de ori 10.000 și mii de mii. Versetul 12. Ei ziceau cu glas tare, vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Acestea sunt 7. Sunt 7 atributuri care sunt date mielului care este Iisus Hristos. Și care sunt parte din Duhul Sfânt, spune, te întreabă Dora. Da, sunt parte din Duhul Sfânt. Aceste 7 atributuri sunt 7 duhuri care sunt înainte lui Dumnezeu, chiar dacă nu le pot spune cu siguranță, dar acest lucru cred eu. Mergem înapoi în capitolul 1, Apocalipsa capitolul 1, versetul 5 l-am citit, mergem în versetul 6. Și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu, Tatăl Său, a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Și aici în versetul hai să mergem în 1 Petru 2:9. Zice că a făcut o împărăție și preoți din noi, din ei. Multe biserici spun că sunt doar persoanele care sunt ordinate ca și preoți. Da, sunt ordinați de către oameni, dar odată ce aparținem lui Iisus Hristos, suntem ordinați de către Dumnezeu. Suntem consacrați de către Dumnezeu. În realitate, ordinațiunea umană, consacrarea umană nu este ca și cea divină. Nu este că cei care studiază Biblia pentru 3 ani devin preoți sau păstori. 1 Petru 2:9. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Ok, ritorniamo a Apocalipsa 1, versetul 7. Ne întoarcem la Apocalipsa, capitolul 1, versetul 7. Și iată că El vine pe nori și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns și toate semințiile pământului se vor boci din pricina Lui. Da, amin. Aceasta este o paralelă a lui Matei 24, de la 29 la 31. Este răpirea bisericii. Spune că toate semințiile pământului lor vor vedea. Cu alte cuvinte,
Nu poate să fie o întoarcere secretă a lui Iisus Hristos, o răpire secretă, că mulți cred acest lucru, ceea ce nu este adevărat. Acest verset explică că nu, demonstrează clar că Iisus când se va întoarce, toți îl vor vedea, dar ei spun, mulți dintre falsele învățături, spune că vine secret și nimeni nu-l va vedea, nu se știe când va fi. Oamenii care spun că sunt secrete și despre care Biblia nu vorbește, sunt învățături foarte periculoase. Când un lucru este foarte secret, este foarte periculos, ca și doctrina. Deci ca și cum ai spune că Mahomed este un fiu al lui Dumnezeu și că el și el a fost născut dintr-o fecioară. Atenție la minciunile diavolului. Când e așa secretă, o lucru este așa secret ca și despre care Biblia nu vorbește, este un lucru tâmpit, periculos. E ca și cum eu, că Dumnezeu mi-a descoperit că eu sunt nu știu ce mare profet, mare proroc. Nu sunt. Este modul în care să conduci, în care poți conduce oițele pe o cale greșită, pe o doctrină care nu există, ca și cum Trinitatea spune că sunt patru persoane, cum știi? Pentru că Dumnezeu mi-a revelat-o, mi-a descoperit-o. Este ceva secret care nu pot să-ți spun. Atenție, pentru că diavolul este ca un șarpe care înșală și s-a infiltrat în bisericile mondiale cu mii de doctrine false care în Biblie nu există. Eu vreau să spun că aici spune că chiar și cei ce l-au străpuns îl vor vedea. Cum? Pentru că acolo unde sunt ei, în locuința morților, în locuința morților care se numește Hades, o închisoare unde sufletele sunt închise pentru și așteaptă judecata tronului alb și ei îl vor vedea. În versetul 7, cum citim, zice, toate semințiile pământului se vor boci din pricina lui, chiar și cei care sunt în locuința morților îl vor vedea, pentru că vor înțelege că au vândut viața veșnică pentru o supă de linte, așa cum a făcut-o Esau. Au sacrificat eternitatea pentru această mâncare sau pentru pentru o carieră în lume sau pentru alte lucruri, pentru o mașină, pentru bogățiile lumii. Iisus a trebuit să vină înainte de toate lucrurile greșite ca și alcoolismul, adulterul, pornografia. Noi trebuie să punem pe Iisus Hristos nu numai înaintea lucrurilor rele, ci și înaintea lucrurilor bune, ca și soție, copii. Isacul nostru, care Isacul nu este un lucru păcătos, este un dar al lui Dumnezeu, acela trebuie să-l punem pe altar și să sacrificăm lui Dumnezeu, așa cum a făcut Avram. A fost gata să sacrifice fiul. Lucru cel bun, lucrurile bune, nu lucrurile rele. Acesta este un sacrificiu adevărat. Să mergem să facem evangelizare în timp de 6 luni. Am făcut pe luni de zile. Mergeam cu familia mea, cu toți și evangelizam. Versetul 8. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, zice Domnul Dumnezeu, cel ce este, cel ce era și cel ce vine, cel atotputernic. Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtași cu voi la necaz, la împărăția și la răbdarea în Iisus Hristos, mă aflam în ostrovul care se cheamă Patmos din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturiei lui Iisus Hristos. Aici vedem că Ioan era aici închis, prizonier pe insula Patmos. Este o insulă unde romanii l-au pus prizonier. Și cum se face că el a fost singurul dintre apostoli care nu a murit? Nu este că romanii au fost mai buni decât alții, nu. El era un lider mare, dar în momentul în care l-au prins, știm că din istoria bisericii, că el l-au aruncat într-un butoi cu ulei încins și au încercat să-l frigă ca pe un pește.
Vedem în Daniel capitolul 4 când în Daniel capitolul 3 și 4 unde l-au aruncat în foc pe cei trei prieteni al lui Daniel, Shadrach, Meshach și Abednego, și nu li s-a întâmplat nimic pentru că Dumnezeu a venit și Iisus a venit și i-a scăpat. Așași lucru a fost și cu Ioan. Umiliți acești acest imperiu roman, care era foarte puternic în același timp, a văzut că nu l-au putut ucide, l-au aruncat într-o temniță, într-o insulă izolată, care se află în Turcia de astăzi, și spune că el a fost fratele vostru care este părtaș cu voi la necaz. Asta a scris Ioan, pentru că era închis acolo și suferea. Aici vedem că este clar că biserica va trece prin marele necaz, în contrar de ceea ce spun mulți, că nu vom trece prin marele necaz, că vom fi răpiți înainte. Aici clar arată că biserica de-a lungul timpului a trecut prin mare necaz, a fost testată, a fost încercată. Dumnezeu ne iubește, într-adevăr, dar pentru ce crezi că pentru primele 100 de ani biserica a fost, mulți martiri au fost crucificați, răstigniți, arși pe rug și așa mai departe pentru credința lor? De exemplu, vedem că la biserica din Smirna, Dumnezeu a spus că vei avea un necaz de 10 zile. Deci vedem că De ce să credem că astăzi biserica Laodicea, care reprezintă biserica de astăzi, care este adormită și care are nevoie de această curățire, de acest test, putem să credem că va fi răpită fără să treacă prin marele necaz? Nu, biserica va trece prin marele necaz. Dar toată biserica este așa? Toată biserica este în afara Duhului, care este pe cale greșită? Nu. Cei care se duc să evangelizeze pe cei pierduți și nu se așează doar pe o bancă duminică dimineața, ascultând o predică și nu mai face nimica, cea care se dedică la carieră, să facă bani și așa mai departe, să construiască case, dar nu se dedică la Iisus Hristos să predice Evanghelia, este biserica Laodicea. Dar cei care merg și evangelizează sunt biserica Philadelphia, biserica bună. Voi care vă prezentați, voi vă veți prezenta înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu se va rușina de voi dacă noi ne rușinăm de El acum. Versetul 10. În ziua Domnului eram în Duhul și am auzit înapoi a mea un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe, care zicea: Eu sunt Alfa și Omega, cel din tâi și cel din urmă. Ce vezi, scrie într-o carte și trimite-o celor 7 biserici, la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodicea. Ziua Domnului, aici este duminica, pentru că sunt religiile care spune că trebuie să-L adorăm pe Dumnezeu în sâmbăta, pentru că ca și sâmbătare și alte lucruri. Nu, spune clar că aici spune că ziua Domnului era duminica. În alte traduceri traduc direct duminică, în ziua întâia, pentru că vedem în Romani, în Romani Pavel spune că pentru unul o zi mai presus decât alta, pentru alții fiecare zi este la fel. Deci, practic, pentru mine toate zilele sunt la fel, dar ziua duminica este ziua Domnului, pentru că Domnul a fost înviat în ziua din tâi, duminica, nu sâmbăta. De aceea noi ne închinăm Domnului duminica, dar ar trebui să o facem în fiecare zi, nu doar într-o zi. Eu îl ador pe Domnul în fiecare zi, așa că mă duc în fiecare zi la evangelizare, îl iubesc pe Iisus în fiecare zi, așa că nu fac nicio diferență între zile. Deci ce vezi, scrie într-o carte și trimite-o celor 7 biserici, la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodicea. A fost versetul 11 pe care l-am citit acum. Slavă Domnule! Aici sunt cele... Dumnezeu trimiște un mesaj către cele 7 biserici. Versetul 12. M-am întors să văd glasul care îmi vorbea. Și când m-am întors, am văzut 7 sfeșnice de aur. Și în mijlocul celor 7 sfeșnice de aur, care semăna cu Fiul Omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Vă dați seama cum era îmbrăcat Iisus?
chiar până la piept, o vestă, o vestă glorioasă din cer. Versetul 14. Capul și părul lui erau albe ca lână albă, ca zăpada. Ochii lui erau ca para focului. Dacă vrei să știi cum este fața lui Isus, nu este ca cea pe care o vedem în Hollywood, nu este nimic rău, Domnul se binecuvântează pe cei care fac filmele despre Isus, dar asta este imaginea adevărată a lui Isus. Corpul lui, corpul fiul Mariei, israelit, era cum erau ei, nu era blond, nu era cu ochii albaștri și așa mai departe. Dar fiul Mariei a murit, ceea ce a înviat a fost Hristos. Este doar fantastic, glorios, doar fiul lui Dumnezeu, Hristos. Pentru că fiul Mariei nu putea să învie. Astăzi nu poate să spună Maria în cer, astăzi nu poate să spună Sfânta Maria că acesta este fiul meu. Pentru că Iisus a spus, cine este mama mea și cine sunt frații mei? Cei ce fac voia lui Dumnezeu. Deci, practic, fiul Mariei a murit. Acum ceea ce este a rămas, ce a rămas și trăiește pentru veșnic, este fiul lui Dumnezeu care este Hristos. Deci, hai să vedem cum este Iisus acum. Capul și părul lui erau albe ca lână albă, ca zăpada. Ochii lui erau ca para focului. Versetul 15. Picioarele lui erau ca arama aprinsă și arsă într-un cuptor și glasul lui era ca vâietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea 7 stele, din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri și fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Slavă Domnului! Versetul 17. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. Și el și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă. Cel viu, am fost mort. Și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Scrie dar lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și cele care au să fie după ele. Taina celor 7 stele pe care le-ai văzut în mâna dreaptă, în mâna dreapta mea și a celor 7 sfeșnice de aur. Cele 7 stele sunt îngerii celor 7 biserici și cele 7 sfeșnice sunt 7 biserici. Hai să mergem în Daniel 12. Daniel 12. Chiar și Daniel capitolul 8. Hai să... Capitolul 8. Daniel capitolul 8. Începem cu asta. Versetul 10. Aici vorbește despre Anticrist. Că face să cadă jos stelele. Hai să citim Daniel 8 cu 10. S-a înălțat până la oștirea cerurilor. A dobărât la pământ o parte din oștirea aceasta și din stele și le-a călcat în picioare. În timpul marelui necaz, diavolul va face să cadă stelele, va ucide liderii creștini, sfinții creștini. Dar de ce spune că stelele sunt creștini? Ajungem acolo. Anticristul, unele dintre aceste stele sunt foarte frumoase, care strălucesc minunat și aceste le va face să cadă. Acești lideri, cine știe, poate unii dintre 144.000, nu știm. Daniel 12, 2 și 3. Mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula, unii pentru viață veșnică și alții pentru o cară și rușine veșnică. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în viac și în veci de veci. Apocalipsa 12 cu 4 spune, cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului și le arunca pe pământ. Balaurul a stat înaintea femeii care sta să nască pentru ca să-i mănânce copilul când îl va naște. Acesta este diavolul care încearcă să-l ucidă pe Iisus imediat după ce a fost născut. A încercat-o să facă prin Irod, când a încercat să-i omoare pe toți, a omorât pe toți copiii de la 2 ani în jos. Aici el aruncă a treia parte din stelele cerului. Aceștia sunt îngerii care s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și au cerput să-l urmeze pe diavol și ei au devenit demoni și el le aruncă jos pe pământ. În Daniel 8 cu 10 vorbește despre anticristul care
a călcat în picioare unele stele. Aici vorbește despre marele necaz și despre prigonirea creștinilor. Deci acei creștini care sunt sunt treji, care evanghelizează, care sunt activi, nu cei care dorm, pe aceia va încerca să-i distrugă. Zice că mulți se vor, aceia care vor, se vor, cum am citit în Daniel 12 cu 2 și 3, că mulți se vor ridica din țărna pământului și unii pentru o cară veșnică și alții pentru viață veșnică. Acei cu o cară veșnică sunt cei adormiți ca și Laodiceea. Aici vedem că diavolul aruncă jos pe pământ acele stele care s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. În Daniel 8 vedem că reușește să calce în picioare unele stele. Aceștia nu sunt demoni, sunt creștini. Acești creștini pe care diavolul va reuși să-i ucidă sunt demonii, nu poate să strălucească pentru că sunt căzuți, pentru că l-au urmat pe diavol. În schimb, Daniel 12 cu 3 sunt stelele care îi conduc pe mulți la neprihănire, vor străluci pentru totdeauna. Aceștia sunt creștinii care sunt activi pentru Iisus Hristos. Acum, de ce spui că sunt în cer și diavolul? Hai să citim în Apocalipsa 12. Arhanghelul Mihail va lupta cu diavolul, cu balaurul cel mare, și va arunca pe el și pe îngerii lui pe pământ înainte să înceapă marele necaz. Deci spune în versetul 7 că el va fi aruncat jos, se va duce să urmărească femeia care a fost protejată de către Dumnezeu pentru 1260 de zile. Mesajul către cele 7 biserici este dat pentru cele 7 biserici care au fost în acel timp și pentru noi care suntem acum. Deci mulțumim, frate Joseph, pentru această învățătură. Vă mulțumesc și eu, spune fratele Joseph. Trebuie să învățăm, nu numai să învățăm pentru noi, ci să și predicăm, să și învățăm pe alții, să fim o stele care strălucesc, nu să fim doar cei care doar încălzim băncile într-o biserică, să fim activi. Să nu fim biserica care doar încălzește băncile. Deci haideți să ne sufulcăm mâinile și să ne ducem la atac pentru Iisus, să predicăm, să anunțăm, să iubim și să dăm mântuirea lui Iisus Hristos. Amin. Slavă Domnului! Mulțumim fratelui Joseph, mulțumim Lidora și tuturor celor care au fost prezenți în studio. Mulțumim de asemenea tuturor ascultătorilor noștri. Domnul să vă binecuvinteze și Domnul să ne ajute să punem în practică cuvântul Domnului și să putem să învățăm pe alții acest mesaj care nu mulți îl predică, pentru că nu mulți înțeleg cartea Apocalipsei. De aceea trebuie să luăm pic și urtie, să notăm punctele importante, pentru că vom face un studiu detaliat despre cartea Apocalipsei, verset cu verset, și vom trece prin toate capitolele. Așa că toți cei care sunt dornici și doresc să cunoască mai mult despre cartea Apocalipsei, fratele Joseph, care a primit o ungere specială de la Dumnezeu, ne va explica aceste lucruri capitol cu capitol. De aceea să fim atenți și să notăm punctele importante ca să putem să ne le însușim și să putem să fim în stare să învățăm pe alții. Domnul să ne ajute și Domnul să vă binecuvinteze, dragi ascultători. Până la următoarea întâlnire, eu, Adrian, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Domnul să vă binecuvinteze și să vă întărească spiritual. Amin. Până la următoarea întâlnire, eu vă spun ceau și o îmbrățișare mare. Ceau, ceau.